Ce bine că la capătul fiecărei săptămâni Dumnezeu a pus o zi de duminică. Pentru că duminica răscumpără săptămână. Nu știu ce săptămână duci în spate, știu eu ce săptămână duc în spate, dar știu că duminica Domnul ridică poverile noastre, înviorează inimile noastre, ne dă un viitor și o nădejde. E deprisos să vă mai spun că veșnicia este o duminică fără sfârșit. Vă puteți imagina o zi de duminică ce să nu fie urmată de o zi de luni? Știți, duminică și luni. Va veni o duminică fără ziua de luni. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Iar astăzi e o duminică specială în biserica noastră, pentru că e cina Domnului, Euharistia, deci e o duminică deplină, completă, așa că pentru aducere aminte și reconectare la eveniment, haideți să deschidem la 1 Corinteni 11, 23, la 32 și să citim. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Să ne așezăm. Primele mărturii creștine despre slujbele de biserică din primele veacuri aparțin unor apologeți, iar dintre ei putem să-i numim pe Clement Romanul și pe Iustin Martirul. Iustin acesta din urmă ne-a scris două tratate, două apologii, două apărări ale credinței creștine față de cei mari din vremea aceea și el spune în ambele tratate aproximativ același lucru, arătând că atunci când se întrunea biserica în zi de duminică, în ziua învierii, scopul pentru care se adunau nu erau nici să cânte, nici să se roage, nici măcar să predice, nici măcar să se vadă unii cu alții, deși toate acestea se întâmplau odată ce se adunau în același loc, dar scopul ultim pentru care creștinii se adunau în primele veacuri era, oare care era scopul? Ca la sfârșitul slujbei, după ce se vor fi rugat pentru pâine și pentru vin, cu toții cei prezenți și care s-au cercetat și s-au pregătit să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. De aceea este apostolic și creștinește și istoric ca în fiecare duminică să ne împărtășim. Faptul că se întâmplă doar o singură dată pe lună în rânduiala bisericii noastre nu e neapărat greșit, dar atunci hai să ne conectăm măcar o dată pe lună și să fim cu totul aici, cu mintea, cu inima, cu tot ceea ce avem, cu tot ceea ce simțim noi,
să ne concentrăm la acest moment euharistic. Scopul pentru care biserica se adună este ca prin tot ceea ce face să ne pregătească inima pentru a ne întâlni cu Hristos, pentru a-L lua pe Hristos. Și fie ca în dimineața aceasta, toți care ne împărtășim să-L luăm pe Hristos. Aș vrea să enunț trei mari adevăruri despre împărtășire și apoi ne vom ruga și chiar vom trece la momentul cinei. Primul adevăr, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, se înțelege, asigură cea mai profundă intimitate cu Dumnezeu. Cea mai profundă intimitate cu Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu este peste tot pământul. Sigur că oriunde ne-am aflat de-a lungul săptămânei, de-a lungul zilei și a nopții, Domnul este acolo. Psalmul 139 spune că unde voi fugi departe de fața ta și apoi după ce ia mai multe locuri unde să fugă, îl găsește pe Dumnezeu mereu, recurent, acolo și acolo și acolo, peste tot e Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu este în rugăciunile noastre, în citirile Scripturilor, sigur că Dumnezeu este în cuvântul cel bun și mai ales în fapta cea bună, sigur că Dumnezeu este în întâlnirile noastre amicale, sigur că Dumnezeu este în voia bună a noastră când ne merge bine, sigur că Dumnezeu este în necazul nostru și în lacrimile noastre, pentru că Cel care ne-a învățat să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură, El face întâi de toate acestea, slăvit să fie El. Sigur că Domnul e în cântările noastre. Și ce frumoase cântări am cântat în această dimineață. Să ni le primească Dumnezeu. Și ce cauze frumoase de rugăciune, să ne asculte Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu e în toate acestea. Sigur că Dumnezeu e chiar acolo unde noi nu-L vedem. Și sigur că dacă Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, dacă a luat materie, precum noi suntem materie, înseamnă că totul a devenit sacru dacă Dumnezeu a luat materie, a asumat materia. Înseamnă că totul e sacru, iar biserica Lui nu este decât o extensie mistică a trupului Său în lume. Și totul devine sacru, sfințit, atins de prezența lui Dumnezeu. Doar că în toate acestea pe care le-am descris, dragii mei, să știți că Domnul încă rămâne în afara noastră, încă rămâne departe, încă rămâne sus, încă rămâne nevăzut. În toate acestea, da, este Dumnezeu, dar nu întotdeauna inima noastră simte asta, pentru că nu la Dumnezeu e problema, ci la învârtoșarea inimii noastre, la lipsa de sensibilitate, la lipsa de atenție, la faptul că suntem uneori grosolani în relația cu Dumnezeu, suntem cuprinși de griji, de probleme, poate de căderi morale și nu reușim să ne ridicăm la înălțimea prezenței lui Dumnezeu. Nicăieri însă Domnul nu e mai aproape de noi ca în Euharistie. Pentru că aici îl luăm pe Hristos și îl ducem unde? Ce facem când ne împărtășim? Îl ducem la gură. Ce face copilul când e mic, cu tot ce apucă în mână? Copilul când e mic, mic. Tot ce apucă în mână duce unde? La gură. Abia după ce gustă, el e liniștit că a avut contactul, da? Contactul corect, nemijlocit, adânc, nu? Ultim, cu lucrurile, cu realitatea. Pentru un copil, toată realitatea trebuie dusă unde? La gură. De aceea ne luptăm să nu ducă totul la gură. Gestul copilului se transformă mai târziu într-un mod conștient și spiritual în gestul salvator al adultului care înțelege că împreună cu Biserica lui Hristos, într-o dimineață ca aceasta, trebuie să-L ia pe Hristos și nu să-L pună în buzunar unde să-L uite, ci să-L ducă unde? La gură. De aceea, împărtășirea asigură cea mai profundă intimitate cu Dumnezeu, pentru că doar în actul acesta Domnul ne este nu afară, ci de afară îl luăm și îl ducem unde? Înăuntru. Trei adevăruri ar trebui enumerate aici. Împărtășirea stimulează relația noastră cu Dumnezeu,
ați auzit bine, o stimulează. Nu s-a găsit alt mijloc ca să ne stimuleze spiritual pe termen lung mai mult decât împărtășirea. Orice eveniment ar organiza biserica noastră sau o altă biserică, el rămâne un eveniment care începe și se termină. Ne străduim ca evenimentele să fie unice și faptul acesta transformă fiecare eveniment în ceva care se consumă și nu se mai repetă identic niciodată. De obicei ne străduim ca predicile să fie mereu proaspete, mereu noi, așadar vă servim cu multă noutate și prospețime. Cântările, chiar dacă sunt aceleași uneori, sunt remixate, aranjate, schimbat ritmul, nu știu, stilul. Chiar cântările nu se repetă duminică după duminică aceeași cântare. Încercăm așadar prin tot ce facem aici să vă oferim multă noutate, de aceea nu seamănă două duminici, sau cum să zic, nu sunt identice două duminici. Fiecare duminică are povestea ei, are specificul ei. Prin urmare, aveam nevoie, mai ales noi în mediul evanghelic, de ceva care să fie repetitiv, ceva care să nu se mai schimbe, să nu se mai repete, și asta e cina Domnului. Nu s-a găsit alt stimulant pe termen lung mai bun decât Euharistia. Nu s-a găsit ceva care să te energizeze, care să-ți dea mai mult curaj, atenție, profunzime. Nu s-a găsit alt motiv care să te aducă la biserică mai serios și mai stabil decât cina Domnului. Să nu-mi spui că vii pentru oameni, să nu-mi spui că vii să asculți pe nu știu cine, să nu-mi spui, deși sigur că putem să o facem. Să nu-mi spui, pentru că toate acestea sunt lucruri omenești, încă n-ai ajuns să înțelegi, încă n-am ajuns să înțeleg. Scopul pentru care venim este ca să luăm pe Hristos, să ne golim de noi și să ne umplem de El. Împărtășirea dezvoltă relația noastră cu Dumnezeu. O dezvoltă, nu numai o stimulează, îi aduce noi și noi argumente. Această dezvoltare a relației are loc la toate nivelele ființei, la rațiune, voință, emoție. Pentru că, cu adevărat, Euharistia modifică substanțial ființa umană. Ni se spune astăzi, sigur, cu referire la mâncarea fizică, că ești ceea ce... Mi-e și frică să spuneți. Da, ești ceea ce mănânci. Iar dacă nu credeți, veți vedea asta la analize mai amănunțite. Unul dintre subiectele pe care le au medicii cu noi când ne fac anamneză, este ce mâncăm. Se bagă în viața noastră, ați observat? Foarte adânc. Pentru că zice că de acolo ni se trage viața sau... viața sau moartea. Zice că ne putem lungi zilele sau le putem scurta. De obicei le scurtăm. Am cam văzut despre ce e vorba, așa că putem să plecăm încet. Cam asta facem. Și o facem într-o oarecare măsură prin ceea ce mâncăm. Ne dezvoltăm așadar din punct de vedere fizic, ne însănătoșim sau ne îmbolnăvim prin ceea ce mâncăm. Spiritual lucrurile stau la fel. Îl iei pe Hristos, te dezvolți, te maturizezi, crești, participi la Euharistie cu regularitate, asta faci. Nu faci asta, devii bolnav, slab. Și nu puțini sunt bolnavi, zice Pavel. Și în al treilea rând, împărtășirea certifică relația noastră cu Dumnezeu. Este un fel de barometru care arată cam unde e temperatura noastră spirituală. Da, dacă rânduiala bisericii este să ne împărtășim în mediul nostru o dată pe lună, înseamnă că ar trebui să ne împărtășim într-un an de 12 ori. Iar dacă te-ai împărtășit numai de 3 ori, de 4 ori, dacă o faci sporadic, asta spune ceva despre relația ta cu sincope, relația ta problematică cu Dumnezeu. Înseamnă că ceva se întâmplă acolo, ai nevoie să fii asistat, să mergi spre cineva spre care să te deschizi, care să te ajute în rugăciune, în sfătuire, care să te lege sau să te dezlege, să-ți spună că poți sau să-ți spună că deocamdată nu poți să te împărtășești, dar să fii asistat. Împărtășirea asigură cea mai profundă intimitate cu Dumnezeu. 2. Împărtășirea asigură cea mai profundă intimitate cu ceilalți. Da? Cu ceilalți. Sigur că zâmbetele contează, cuvintele frumoase contează, complimentele contează, respectul contează. Sigur că igiena contează ca să ne putem apropia unii de alții, nu?
Sigur că atenția la vestimentație contează. Sigur că toate contează. Sigur că relațiile dintre noi se întrețin printr-o sumedenie de elemente, cum le numesc specialiștii, metalingvistice, care nu au legătură cu vorbirea, ci au legătură cu mimica, cu gesturi, cu... Încă unii ar face bine să vorbească mai puțin. Că deja ne-am prins, deja înțelegem. Și nu trebuie la un moment dat mult să vorbești, pentru că deja te-ai exprimat. Fiecare gest al nostru spune ceva. Există un raft întreg de cărți, dacă nu l-ați găsit, despre limbajul trupului. Când citești acolo, îi judești pe toți după aceea. Toți sunt niște impostori după aceea și vor să-ți facă ceva. Toți au gânduri ascunse. Așa te învață să descifrezi. Atâtea știm unii despre alții, încât devine tot mai grea relația unii cu alții. Oricum ar fi, omul este o ființă referențială, are nevoie de celălalt. Nu se poate cunoaște pe sine decât prin celălalt. Dar împărtășirea asigură, dincolo de toate aceste relații, cea mai profundă intimitate cu ceilalți. Și aș vrea să avem și aici câteva elemente, enumerate doar. Împărtășirea nu anulează, ci doar depășește diferențele. Să știți că atunci când ne împărtășim, nu se anulează diferențele dintre noi. Înainte de împărtășire și după, ești la fel ca nivel de cunoaștere, ca nivel de înțelegere, ești la fel ca și sănătate, ești la fel în toate felurile. Adică nu se schimbă nimic la modul acesta uman. Relațiile rămân cam la fel. Deci nu se anulează diferențele dintre noi. Să nu credem în utopii care nu se întâmplă. Noi vom rămâne oameni diferiți în multe feluri, ci doar le depășim. Prin împărtășire ne ridicăm deasupra diferențelor. Și înțelegem că diferențele sunt secundare, nu se pot modifica, doar că aici nu contează. Aici nu contează că ești sărac, bogat, bărbat, femeie, tânăr, vârstnic, în Hristos. Una suntem. Dar rămânem tot așa după. Cine-i tânăr, tot tânăr rămâne. Bine, asta e o veste bună. Cine e în vârstă, e mai în vârstă. Cine e sănătos, tot sănătos rămâne. Cine e bolnav, de obicei tot, bolnav rămâne, afară de o minune. Trecem prin momentul împărtășirii și, de fapt, ne dăm seama că, dincolo de el, rămânem inegali, diferiți. Egalitarismul nu e de la Dumnezeu. Gândirea asta egalitaristă nu e de la Dumnezeu, gândirea ierarhică e de la Dumnezeu. Da, există o ierarhie nescrisă, văzută, dar nescrisă între noi, în orice comunitate. O ierarhie pe care o cunoaște până la ultimul detaliu, cu adevărat, numai Dumnezeu. Nu suntem toți la fel. În multe feluri suntem atât de diferiți unii de alții, dar în euharistie, în împărtășire, depășim aceste diferențe. De asemenea, împărtășirea nu egalizează, cum spuneam, ci valorizează calitățile. Nu suntem egali, dar apreciez în celălalt ceea ce nu am eu. Învață-te să-l apreciezi pe celălalt în ceea ce nu ai tu. În cele din urmă, împărtășirea nu diminuează, ci de fapt amplifică aprecierile. Atunci când ne împărtășim, de fapt nu devenim mai reținuți în aprecierea celuilalt, ci parcă suntem mai deschiși ca să-l apreciem, ca să avem o relație de deschidere și de admirație pentru celălalt. Mândru și arogant și egocentrist și narcisist este cel care se apreciază numai pe sine. Care se admiră numai pe sine. Care se uită în oglinda apei ca și narcis și se pierde cu firea și își pierde până la urmă viața în oglindirea aceea. Pentru că ăsta e narcisismul, să te uiți la tine, să nu te mai saturi de tine. E bine, nu o oglindă ar trebui, ci un geam bine șters, o sticlă, prin care să-i vedem pe ceilalți. Uneori când ai oglindă și doar oglindă, vezi lucruri în tine care nu te încântă, nu te mulțumesc. De aceea mai lasă oglinda și ia-o un geam, o fereastră și uită-te spre ceilalți în care vei vedea lucruri mult mai bune decât în tine, decât în mine,
calități extraordinare. Euharistia ne aduce în această relație de mare considerație, de mare respect. De aceea când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, cum bine am fost învățați de-a lungul anilor, dacă avem o disensiune, o ceartă, o supărare cu cineva, ne ducem, cerem iertare și acordăm iertare și pe toți să ne ierte bunul Dumnezeu. Și venim cu inimile dezlegate aici. Întrucât atârnă de voi, zice Apostolul Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii, întrucât atârnă de voi, să ne ajute Dumnezeu. În fine, al treilea adevăr și ultimul, împărtășirea asigură cea mai profundă intimitate cu sinele, cu tine însuți. Așa cum știm, toate regnurile inferioare, cum ar fi regnul animal, nu mai zic de cel vegetal, nu au conștiență de sine. Ce înseamnă conștiență de sine? Adică nu sunt conștiente animalele de propria lor existență. Sigur că uneori îți vine să le fericești pentru asta. Omul invidiază adesea animalul din punctul ăsta de vedere. Animalul trăiește, viețuiește, fiecare în felul lui, în rânduiala lui, dar el nu ia act de propria existență, el nu-și conștientizează existența. Asta o face doar omul. Din cauza că omul are conștiență de sine, el poate să aibă o legătură nu numai cu Dumnezeu și cu cei din jur, ci o legătură cu cine? Cu el însuși. El poate să dezvolte, să nu vă speriați că zic asta, nu e ceva psihanalitic, vorbească cu cine? Cu sinele. Uneori cu voce tare. Zice că e și recomandat, mai nu? Deci nu ar trebui să ne facem mari probleme. Oricum, toți suntem niște pacienți deja. Zice că ne face bine să vorbim cu noi. Să nu te înțelegi cu nevasta nu e o treabă simplă. Dar să nu te înțelegi cu tine, aia e mult mai complicat. Există adevărate dezbateri și litigii cu sinele, cu tine însuți. Nu caz de acord cu tine. Și asta se numește frământare. Asta trece în agonie, într-un fel de deznădejde, anxietate, deprimare, depresie, medicamente, terapie, etc. Pentru că relația cu sinele se dovedește a fi mai problematică uneori decât relația cu ceilalți. Ca să te împaci cu tine și să trăiești bine cu tine, cât mai bine cu putință, ascultă-mă, dragul meu, frate și soră, ascultă-mă, împărtășește-te regulat și vino la masa Domnului și Hristos să regleze și această relație între mine și mine însumi. Pentru că atunci când te împărtășești, te regăsești pe tine în lumina lui Hristos, în lumina adevărului lui Hristos, afli încă o dată cine ești tu, te regăsești pe tine, sinele tău cel adevărat, sinele tău cel care are nevoie de salvare, de mântuire, de răcorire, de încurajare. De asemenea, când te împărtășești, te reconsideri pe tine, adică te analizezi. Apostolul Pavel spunea în textul citit, fiecare pe sine să se cerceteze, te reconsideri pe tine, iei măsuri în privința schimbărilor din viața ta și în același timp te reconstruiești pe tine, îți reglementezi lucruri care n-au funcționat, repar ceea ce era stricat, faci ca sufletul tău să funcționeze, ca sinele tău să fie cumva neamputat, nestingherit, să fie sănătos, să fie prosper, să fie într-o relație bună cu tine însuți, tu și tine însuți, tu și sinele tău. Fie ca sub toate aceste trei aspecte, împărtășirea de azi să ne schimbe. Și fie ca Dumnezeu, ceilalți și noi înșine, împărtășindu-ne, să fim în cea mai bună relație și să ne ajute Dumnezeu. Nu uita, împărtășirea te conduce în cea mai intimă relație pe toate aceste trei planuri. Și nu este alt lucru dat bisericii, mai adânc decât Euharistia.